Mi-e dor de dragostea ta, mi-e dor de tine. Nu știi cum pare, mi-e dor de soare, de chipul, de ochii, de buzele tale. Mi-e dor de tine. Și de acele zile care n-au nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari acum. Și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum. Locul tău ca un arbore de-argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încununa într-o zi iubirea mea și a ta. Tu ești primăvara mea, cu povestea și mâini de flori, de vrei orice nori, tu la luci peste zări cu glas de dor. Ești primăvara mea, lumina mea și dulci gheppă, de parte spre zări, cu glas de dor, de dor. Ai plecat și în urma ta n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un om și iar te pierd. Ești un gând amăgitor. Și-ai lăsat închisă floarea ce-o purtai, bucuria întreaga soarelui de mai și ascuns un dor în taina stelelor. Tu ești primăvara mea, lumina
să-ți spun că iubirea-n soi răsări de flori nu se poate opri, nu se va sfârși. Oare să premiile speciale TV și clip vor fi emanate de Părintele Consilier Cristi Gavrilă. Aș vrea să anunț și pe cei care ajută la amânarea premiului. Tinerii Anisia și Andrei, coordonați de doamna Carmen. Regia tehnică, inginer Cătălin Ion și Teo Ion. Mulțumim! Premiul TV, procesiune cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie în parohia Cârbov 1, realizat de Părintele Aurel Berbec, protopop de Urziceni. E vorba de premiul clip, obținut de Biserica Albastră a Marea 2, preot Clementin Matache. Părintele a venit și cu puii. Da, toată parohia a Marea 2. Felicitări! Acești tineri au fost actori în film, de fapt, interpreți. Felicitări! Treceau un om pe drum, de Elena Farab. Trecea un om pe drum aseară. Trecea cântând încet pe drum. Știu eu, poate cânta se pară. Drumul mai scurt. Ori poate cum, era așa frumos aseară, poate cânta ca să nu-l doară, pe singur, numai el, pe drum. Trecea și eu eram la poartă și și-a văzut de drumul lui. Dar ce mi-a fi venit odată de a moftat, noi știi să spui. Și nu-mi venea să plec din poartă și parcă un dor de viața toată m-a prins privind pe urma lui. Așa ne fi, la fiecare, că stăm în poartă și nu știm pe călător măcar de-l doare ceva și de ne pomenim oftând, pe semne fiecare
nu fi simțind departe tare un drum pe care am vrea să fim. Am mai spus-o odată, mai devreme, pe aceasta. Am avut impresia tot timpul că am mai spus-o. De atâtea ori am repetat-o. De aceea mă tot duceam și mă uităm aici. Întotdeauna i-am invidiat pe copii și pe tineri că n-au emoții. Asta e. Premiile speciale, animație, local și semnal. Înmânează părintele Constantin Pătrașcu, director al seminarului teologic și teologic. Premiul animație a fost obținut de filmul Bârfa, realizat de Anisia Ecaterina și Teo Cristian Ion. Și tu ai avut impresia că ți-ai mai luat premiu, ca mine cu poezia. Am făcut repetiție mai devreme și de asta. Felicitări! Premiul local al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, tema locală, a fost obținut de filmul Artă populară și tradiție folclorică în comuna Făcăieni, Ialomița, realizat de părintele Ion Buche. De bază ale femeilor era aceea a cusăturilor de mână. Aici se păstrează o foarte bogată și frumoasă tradiție în ceea ce privește arta țesutului. Stăpânind toate tehnicile de lucru, creatoarele au realizat de-a lungul anilor întreaga gamă de obiecte ce alcătuiau altădată zestrea unei fete. Covoare! Bravo. Ați buchisit bine acest film, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că a pus în valoare atât personalitățile din trecut, cât și tradițiile care s-au transmis până astăzi. Premiul semnal, obținut de părintele Marian Stanciu, cu filmul Biserica Sfântul Nicolae Cocon. Tot părintele... Un nou moment muzical, din nou cu Andreea Călin, cu piesele Te-ar fi să vii și Je t'aime. Andreea Călin. Să-ți spun că îmi lipsești.
fiindcă tu ai ales cel din tâi. N-am știut cum să-ți spun, mai rămâi. Cum se duc și se duc clipele, cum răsar și acum stelele. De-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți-l-aș da poate cât